este ursulețul de la lumânare. Ne-au spus că, din punctul lor de vedere, totul a fost bine. Dar nu au nicio explicație de ce s-a ajuns în nici 24 de ore la pneumonie cu pleurezie. De iconița care i-a dat un așa ei la botez, îi poartă noroc. Șeful secției ne-a spus, ne-a rugat să luăm loc. Am stat exact față în față cu dânsul, cum stau cu dumneavoastră în momentul ăsta, și mi-a spus, uite-te în ochii mei, eu la 3 minute de când i s-a făcut copilului tău rău, am plecat din spital. Mi-a văzut copilul că este rău și a plecat. De la căruță. Am fost acolo tot timpul, de când i s-a făcut rău până când a murit. Efectiv se jucau cu mine, asistentele, ieși afară, ba nu, lăsați mama aici. Nu, ieși afară. Ba nu, lăsați mama aici. Ține-i masca cu oxigen. Ciupește-o de picior. Vorbește cu ea. Nu am înțeles. Nici nu am conștientizat ce se întâmplă atunci. Și acum stau și mă gândesc. De ce nu am urlat la ei? De ce nu le-am zis, faceți ceva? Nu m-am putut-o pentru că nu aduc aminte ce s-a întâmplat. Din păcate, acum nu mai mi-aduc aminte lucrurile frumoase care le-am făcut. Mi-aduc aminte că mi-au cam murit. O casă goală în care nu se mai aude niciun gângurit, câteva fotografii și un certificat de deces. Cu atât au rămas părinții Biancăi. Totul a început întâmplător în urmă cu 3 luni, pe când mama își plimba fetița. O femeie pe care a întâlnit-o pe stradă i-a spus că micuța ei arată neobișnuit, că are ochii neobișnuit de mari și o formă ciudată a capului. A sfătuit-o să meargă cu ea la medic cât mai repede. Mama a simțit în acea clipă că îi fuge pământul de sub picioare. Avea să trăiască o tragedie ale cărei proporții au crescut treptat. Dacă nu ne zicea un străin pe stradă, fii atent, nu ne-am fi dus să întrebăm. Care erau problemele pentru care ați ajuns la spital? De craniu, steneză metopică. Ce înseamnă asta? Închiderea oaselor prematură. Ei la 2 luni jumate i s-a închis fontanela și sutura din față, sutura de la frunte. Și ce riscuri existau? Ce se putea întâmpla? Ne-au spus că poate să ajungă la retard mental, poate să ajungă să nu aibă echilibru. Doctorul ne-a spus că 7-8 luni maxim. După aia nu mai poate fi operat. Azi că perioada optimă de operare este de când am ajuns noi în spital, când Bianca avea 3 luni, până la 7 luni de zile. Este cea mai bună perioadă pentru că în primul an crește creierul cel mai mult. Vorbisem cu cineva la un spital din Austria și ne-a spus așa mare cam, că o să ne coste cam 20.000 de euro operația, bani pe care nu-i avem. Așa, și așa am ajuns, am decis să operăm la Bagdazar. Scrie că i s-a luat tensiunea arterială și puls când nimeni nu s-a atins de copil. Asta numai în brațele mele și ale mamei mele. Nimeni nu ne-a spus că există vreo problemă în analize. Dar analizele au fost făcute cu 8 zile înainte de operație. Nu i s-au făcut analize înainte de operație cu o zi sau în ziua respectivă. Când am ajuns în blocul operator, era foarte frig. Adică chiar și asistentele mi-au zis, nu vă supărați dacă noi dăm jos hainele, e foarte frig, o lăsăm îmbrăcată. Și am zis, da, vă rog, lăsați, vă mai aduc dacă e la o, adică, cum să îmbrăcească copilul? Era foarte, foarte frig. Tot în blocul operator am observat că venea o asistentă cu o oală foarte grea, o oală roșie cu buline albe pe care scria sterilizare. A pus-o pe un reșou cu 2 picioare, iar sub reșou o cărămidă ca să sprijine. M-am întrebat câte chile are copilul. Nici măcar nu au un cântar să vadă câte kilograme are copilul ca să știe cum să dozeze anestezia. Mi s-a spus după aia că v-am văzut destul de spălați ca să vă credem că are 8 kilograme copilul. Când a venit doctorul curant, a văzut-o și a zis ceva e în neregulă. Clar ceva în neregulă, era albă, era rece, era transpirată, era atât de transpirată încât a trebuit să-i schimb hainele de pe ea. Erau fleașcă hainele, ca și când aș fi turnat apă pe ea. Asta la câteva ore după intervenția chirurgicală? Asta undeva în jur de 18 ore de la intervenție. Asta o adormea, cu asta a fost de
plecat în spital pe terapie intensivă. Stătea și se uita după ea și nu dea mâinile după ea. Am visat-o prima dată când m-a început să ridice în fund. A fost prima dată când am văzut-o în fund. S-a ridicat și și-a luat jucăriile. Și m-am trezit râzând și vorbind cu ea. Eram atât de bucuroasă că în fine stă în fund. Și-a mai visat după ce am făcut pomana de 6 săptămâni. Am visat-o că stătea la scaunul ei pe care nu l-a folosit niciodată și mânca. O visesc că face lucruri pe care nu le-a făcut niciodată. Poate voi ajunge să o visești că vorbește cu noi. Vreau să venim acasă cu ea și să începem să-i dăm să mănânce. N-am mâncat niciodată. Facem pomană și nu știm ce să împărțim. Mă gândesc că poate ea avea o șansă dacă cineva se uita altfel. N-a venit nimeni să zică îmi pare rău, n-a venit nimeni să ia prind o lumânare. Părinții Biancăi susțin că au depus plângeri peste plângeri, la parchet, la spital, la colegiul medicilor, peste tot pe unde au putut. Ei acuză acum spitalul și medicii care le-au operat copila de malpraxis. Spun că vor ca adevărul să iasă la iveală și susțin că micuța Bianca ar fi trăit și astăzi, dacă nu ar fi ajuns, spun ei, într-un loc nepotrivit. Am depus plângere la spital, împotriva doctorilor și la condițiilor care sunt în acel spital. La colegiul medicilor am depus plângere, ne-au spus că începe urmărirea împotriva doctorilor. Le reproșesc că Bianca e la cimitir. Nu au avut grijă de ea. Sau dacă au avut grijă de ea, atunci de ce e la cimitir? Vrem să știm ce s-a întâmplat, ca alți copii să aibă o șansă. Se vor duce alte mămici, alți părinți acolo cu copiii, o să-i ducă de mână și o să ia între 4 scânduri. M-am mormântat exact când a făcut 6 luni. În ziua în care împlinea 6 luni? Da. După Bianca a venit un alt copil cu craniostenoză. Au refuzat operația, l-au trimis acasă. Au dat drumul la toți copiii bolnavi de pe secție. Aș vrea să-și asume responsabilitatea pentru ce au făcut. Și să spună dacă ceva în spitalul e în neregulă, să spună altor părinți să nu se mai ducă acolo, să încerce altfel, să dea o șansă altor copii.